O să ne oprim acest întreg sabat asupra uneia dintre cele mai dense zile pe care Mântuitorul le-a avut în săptămâna cea din urmă, acolo unde s-au petrecut atâtea lucruri că n-ar putea să încapă în lume cărțile care s-ar scrie pe această temă. Ne vom opri în această săptămână, cred că este cea de-a treia zi în care Mântuitorul se găsește în templu. Și spune Sfânta Scriptură în capitolul 11, versetul 27, s-au dus din nou la Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și i-au zis, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Orice dictatură, orice regim fals, orice biserică falsă, orice organizație care nu are pe Dumnezeu în centru, nu crede în Dumnezeu, orice lucrare care este întemeiată pe om și conduce la om, a avut întotdeauna oroare de autoritate, de cuvântul acesta, de puterea aceasta, după cum se spune că spațiul are oroare de vid. La fel, aceste dictaturi și forme de a conduce și de a oprima sufletele oamenilor, a fost întotdeauna înspăimântați de ideea de autoritate. Ori întrebarea aceasta are o dublă direcționare. În primul rând este întrebat cu ce putere faci tu aceste lucruri? Ceea ce ne conduce întâi și întâi la sursa interioară a lucrărilor Mântuitorului nostru. Cu ce putere faci aceste lucruri? A doua parte a întrebării este, cine ți-a dat autoritatea aceasta să faci așa ceva? Cine ți-a dat permis, autorizare, adeverință, dreptul să faci aceste lucruri? Erau două probleme care circulau în vremea aceea și care frământau mulțimea de oameni din jurul Mântuitorului. Nefiind un alt argument împotriva lucrărilor lui, ei au ajuns și au recurs la, literalmente, un argument sinucigaș. Au, nemai găsind altceva de spus, au spus, el face aceste lucruri cu puterea satanei. Acesta a fost argumentul ultimativ. Oamenii au folosit acest argument cu conștiința clară că mint, știau că mint, cu conștiința clară că se opun lui Dumnezeu și cu conștiința clară că îi va costa viața și mântuirea. Dar atât de mare a fost ura lor împotriva lui Dumnezeu, atât de mare a fost mândria lor, încât n-au dat înapoi de a se folosi de acest argument sinucigaș. Una este un element extrem de periculos în viața noastră personală și Mântuitorul o aseamănă foarte direct cu crima. Cine urăște, omul acela va ajunge să comită în final crima aceasta. Și probabil că veți spune despre unii care au urât întreaga lor viață, dar care nu au omorât totuși pe nimeni. Vreau să vă spun că au omorât pe cineva. Vreau să vă spun că au omorât propriul lor suflet. Bine ai făcut semnul acesta. Într-adevăr, ce a spus Mântuitorul nostru, omul care urăște, dacă nu poate omorâ pe altul, se va omorâ pe sine. Oricum ura ucide. Este clar lucru. Ura însemnează crimă. Cine urăște este un ucigaș, scrie în Scripturi. Tocmai această ură teribilă față de el ca persoană și care nu era o ură ca între două persoane care nu se simpatizează, ci era un conflict de duhuri, un conflict spiritual. Duhul din ei era în antagonism cu Duhul din Iisus și când se apropiau, când intra în sfera de interacție a celuilalt, se producea acest teribil conflict, această dureroasă prezență. Diavolul la un moment dat țipă în prezența lui Iisus, scoate niște țipete deznădăjduite și spune, pentru ce ai venit să mă chinuiești? Iisus nu chinuie diavol, vreau să spun. El nu e venit să chinuie diavol, el nu chinuie pe nimeni. El, omul se chinuie singur, diavolul se chinuie singur, nu e nevoie de Dumnezeu ca să chinuie pe cineva. No, Biblia spune, tu te străpungi singur cu fără de legea ta, nu e nevoie de nimeni. Oh, l-a pedepsit Dumnezeu, l-a pedepsit Satana, nu e adevărat. Tu singur te pedepsești cu nelegiuirea ta, este vorba de o alegere, nu este vorba de o acțiune a lui Dumnezeu care izvorăște din răzbunare sau din tensiunea aceasta împotriva cuiva sau, ce, sau a ceva anume. Cu ce putere faci tu aceste lucruri?
Și cine ți-a dat puterea să faci așa ceva? Adică în lăuntru tău ce putere este aceasta? Și din afara ta cine te susține? Acestea sunt întrebările care frământă generația Mântuitorului nostru. Frământă omenirea de atunci și până astăzi și nu se va opri din curs până când ele nu vor cuprinde întreaga și vor diviza întreaga omenire. În prezența Mântuitorului nostru vom face unul din două lucruri. Ori ne vom închina, ori vom scoate sabia. Unul din două lucruri se va întâmpla. Am găsit un citat care este extrem de impresionant cu privire la autoritatea lui Iisus. Scriitorul spune, trag în centru țintei când spun că toate armatele care vreodată au mărșăluit pe fața pământului, toate vasele de război care au fost vreodată construite, toate parlamentele care au fost vreodată în sesiune pe suprafața pământului, toți împărații care au domnit vreodată, adunați împreună, adunați la un loc, nu ar putea afecta viața umanității pe pământul acesta așa de puternic cum a afectat-o o viață solitară, viața lui Iisus. Toate aceste lucruri la un loc. Știți, mă încurajează enorm. Mă încurajează enorm să știu că slujesc un așa Dumnezeu puternic. Această afirmație ne vorbește despre autoritatea lui Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al nostru. Cineva a scris astfel. Fiecare, atât de multe popoare se tem că credința va fi în final strangulată și sufletul rasei umane va fi distrus. Pentru că acest lucru a fost văzut în amenințarea fiecărui dictator de-a lungul veacurilor. Nu este remarcabil că niciunul dintre cei care au încercat să distrugă credința sau sufletul umanității n-a avut succes în hotărârea lui? Nu e remarcabil acest lucru? Nu este remarcabil faptul că Iulian, împăratul roman, apostat și apostaziat, se ridică împotriva lui Iisus cu o ură nemărginită? Și tot ce face războaiele și crimele pe care le comite și cumplitele vărsări de sânge au ca țintă să-l întristeze pe Iisus sau să-l batjocorească pe Iisus sau... și sfârșește prin a fi străpuns de o lance în final pe un câmp de bătaie. Nu l-a străpuns Iisus, aș vrea să nu înțeleagă nimeni greșit. Iisus nu dă cu lancea nimeni, i-a spus lui Petru, pune sabia în teacă, mă omule. Nu umbla cu așa ceva, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Iulian apostatul nu a fost străpuns de Iisus pe câmpul de bătaie, dar acolo pe când murea și sângele i se amesteca cu țărâna, a strigat aceste cuvinte, a învins Galileanule. O concluzie satanică, pentru că el se bătuse singur. El nu se bătuse cu Iisus. Iisus nu se poate bate cu nimeni. El a spus, zice, eu aș putea să spun un singur cuvânt și ar veni imediat 12 armate aici de față, dacă aș spune cuvântul acesta. 12 armate de îngeri, nu de soldați lași sau fricoși. El nu se bate cu nimeni. Iulian a avut impresia că se luptă cu Dumnezeu, cu Domnul, și că în final a fost înfrânt. A zvârlit țărâna amestecată cu sânge în sus și a spus, ai învins Galileanule. Un gest atât de ridicol. Nu-ți imaginezi ce îngânfare poate fi aceasta într-un om să încerce să se lupte cu Dumnezeu, să-i facă rău lui Dumnezeu. În cartea lui Iov spune, uite-te la nori cât de sus sunt, dacă jur, dacă blestem, dacă faci atâtea răutăți pe pământ, ce rău poți să-i faci tu lui Dumnezeu când tu nu ajungi la nori? Uite-te la nori cât sunt de sus. Ce poți să facă un vierme care pe pământ se rostogolește, zice, încearcă să o otrăvească în jur, să strice atmosfera și așa mai departe. Chiar nimic nu se întâmplă. Autoritatea oamenilor este limitată în spațiu și în timp. Dar autoritatea lui Iisus nu este limitată nici de spațiu, nici de timp. Ci pământul este plin de autoritatea Domnului, așa cum fundul mării este plin de apele care îl acoperă și așa cum pământul este înconjurat de atmosfera aceasta pe care o respirăm. Atâta de puternic domnește autoritatea Domnului. Am văzut ieri un cor celebru român, românesc, produc ei o muzică din aceasta, nici nu aș putea să o numesc muzică, dar mi-a plăcut foarte mult conținutul.
Și ei se numesc pocăiții, așa se numește formația, s-a reunit acum și au produs un cântec care se numește Iisus este în control. El controlează lumea. Și arată contrastul acesta teribil între oamenii care sunt sclavi ai păcatului și ai fără de legii și aceia care sunt sub autoritatea lui Iisus. Pune în contrast aceste lucruri și ei spun în cântecul lor, din zi în zi viața este mai frumoasă, din zi bucuria este mai mare și fericirea atinge culmi nebănuite de când l-am cunoscut pe Domnul. Autoritatea lui se întinde până astăzi, până la noi și în viața noastră personală și prin noi asupra altora. Este uimitor. Oamenii care erau acolo s-au prezentat ca fiind stăpânii casei lui Dumnezeu. Și deodată un ciudat apare acolo. Ia, ascultă, băi, îl iau la întrebări. Unde ai fost aici când s-a zis templul ăsta? Păi tu știi că părinții mei au donat aur aici, au făcut coloane, au făcut viță de vie, au venit și au donat frunză de viță de vie, de aur. Tu știi ce este aici? Cine, cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Cine ți-a dat ție voie să intri în templu, să răstori tu mesele schimbătorilor de bani? Păi tu știi că oamenii ăștia sunt oamenii marelui preot Ana? Păi tu nici și împăratului e frică de marele preot Ana. Ăsta poate să comande o revoltă când vrea aici în templu. Cu ce drept faci tu lucrurile acestea? Cine ți-a dat autoritatea aceasta? Vrem să știm, e vreun ușier pe aici, vreun responsabil care doarme și ți-a dat autoritatea să vii aici și să faci o astfel de deranj în templu? Mântuitorul a spus, cu alte cuvinte, cine a făcut deranj în templu? Cine a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, ale vânzătorilor de porumbei, ale vânzătorilor de animale, cine a răsturnat aceste lucruri, a făcut deranj sau cine le-a instalat aici în biserică? Întreabă lucrul acesta. Autoritatea lui nu poate fi contestată. Întrebările lui, cuvintele lui, pătrund cu puterea fulgerului în suflete. Oamenii literalmente tremură în prezența lui și nu știu ce să facă. Totul este sub controlul lor. Până la ultimul preot care este acolo este corupt, ultimul levit, ultimul paznic. Nimeni nu pătrunde acolo dacă nu a intrat prin familia preoțească, dacă nu dă acolo dijma, ciubuc, bani, schimbă între ei, animale, toate lucrurile. Nimeni nu este acolo afară de unul singur. Pe acesta nu pot să-l țină sub stăpânirea lor. Și sunt extrem de tulburați. Pentru că el are o armă de-a dreptul înfiorătoare care se numește poporul. A avea arma aceasta asupra lui, pentru ei era o spaimă și o groază. Ei nici măcar nu se pot exprima liber din cauza la această armă. Dar oare autoritatea lui Iisus venea de la oameni? Venea de la faptul că mulțimi, grămadă de oameni erau acolo să-l ascultă. De aici venea? Aceleași mulțimi de oameni urmau să-l ia pe Iisus într-o zi și să-l răstignească. Aceleași mulțimi de oameni. Autoritatea lui nu venea de acolo. Autoritatea lui venea de la cel care a spus în ziua botezului, acesta este fiul meu, de el să ascultați. Acel care a repetat pe munte aceste cuvinte și care l-a confirmat prin nenumărate semne, minuni și învierea din morți, că este fiul lui Dumnezeu. De acolo venea autoritatea lui Iisus. Păi, ei nu au nicio idee de Dumnezeu, ei nu cred în Dumnezeu în primul rând. Părerea lor este că Dumnezeu a părăsit țara și lucrarea, nu știu dacă există, și ei sunt stăpânii acestei lucrări și ei dictează mișcările care trebuie făcute acolo. De aceea, în întrebarea lor, nu există cuvântul Dumnezeu. Nici măcar nu intră în discuție așa ceva. Ei vor să știe pe orizontală dacă e vreun aranjament făcut de cineva, vor să caute vreun cap de acuzare împotriva cuiva să poată să-l pedepsească, dar despre Dumnezeu nu poate fi vorba. Iisus mută câmpul de discuție asupra autorității din domeniul oamenilor în domeniul lui Dumnezeu și arată că există două feluri de autoritate. Una de jos, adică de la diavol, prin lume, puteri, stăpâniri și așa mai departe. Și cealaltă de sus, de la Dumnezeu, care vine prin revărsarea Duhului Sfânt. În loc să răspundă la această teribilă provocare pe care ei o aruncă, Iisus adresează o nouă întrebare. Iisus a răspuns, am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Am să vă pun și eu o întrebare. Întrebarea aceasta nu este adresată fariseilor, ci nouă. Vreau să fim foarte atenți acum.
Iată întrebarea. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Adică Iisus arată că autoritatea are două izvoare, ori de la oameni, ori din cer. Și el spune, îmi răspunde la întrebarea aceasta. După ce îmi răspunde la întrebarea aceasta, vă spun eu de unde vine autoritatea mea. De ce a legat Mântuitorul răspunsul la întrebarea lui de Ioan? Pentru că Ioan a fost acela care s-a ridicat în fața lui Israel ca un proroc, a fost recunoscut, a fost dovedit cu putere că este profeta lui Dumnezeu și el este acela care a stat în picioare și a confirmat pe Iisus. A spus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Nu este vărul meu, nu este Iisus fiul tâmplarului al lui Iosif și așa mai departe. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, dacă recunoști sau nu pe Iisus, depinde de cum privești autoritatea lui Ioan. Dacă Ioan e simplu văr Ioan, pentru că erau mamele rudă între ele, dacă este văr Ioan, dacă este reprezentantul unei clase de esenieni, de o sectă oarecare din iudaism, este una. Iar dacă este chemat și trimis de Dumnezeu, de Dumnezeu să facă această lucrare, este altceva. Deci, răspunsul la întrebarea cu privire de unde vine autoritatea lui Iisus depinde de cum privim aceste lucruri. Ioan Botezătorul este geneza Noului Testament. De felul cum înțelegem și cum credem lucrarea lui, de aceasta depinde întreaga înțelegerea Noului Testament. Dacă ceea ce el a spus în cuvintele, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dacă acest lucru nu este adevărat, nimic nu mai este adevărat până la capătul Bibliei. Sunt toate niște învățături interesante pe care le-au spus oamenii. Dacă ce a spus el este adevărat, și într-adevăr Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, atunci însemnează că centrul autorității s-a mutat de la oameni și este în mâna lui Dumnezeu. Vreau să-mi spuneți, a spus Iisus, acest botez cu care el a botezat, de unde venea? De la oameni sau venea din cer? Răspundeți-mi, a spus Iisus. Stau ei într-o tensiune grozavă, își dau seama cât atârnă de răspunsul la această întrebare. Toată lumea este cu ochii ațintiți acolo, e liniște, oamenii vor să audă cum vor ieși acești oameni din încurcătura asta teribilă. Pentru că Biblia spune că acolo erau preoții cei mai de seamă, acolo erau cărturarii, acolo erau bătrânii, acolo era conducerea întreaga statului Israel. Acolo erau stăpânii templului, acolo erau pur și simplu oamenii care se declarau a fi reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. Și răspunsul lor este de extremă importanță. Mântuitorul așteaptă, iar ei discută între ei. În momentul când nu ești curat la suflet, trebuie să-ți faci socoteala ce răspunzi. Bineînțeles, după ce ai spus o minciună, trebuie să mai spui altele ca să poți să o ții pe asta, până la urmă ca toate minciunile grămadă. Nici o problemă, așa s-a întâmplat. Acesta e sfârșitul. Ei nu pot să răspundă direct. Pe când, dacă nu ai ce să ascunzi, fie că cineva te trezește din somn noaptea și te întreabă, sau mergi pe drum, sau un simplu telefon, nu ai nevoie de un timp de pregătire. Simplu. Am fost acolo sau nu am fost, am făcut sau nu am făcut acest lucru. Răspunsul este foarte simplu. Dar ei stau de vorbă între ei. Și zic așa, dacă răspundem din cer, va zice, de ce nu l-ați crezut? Adică ce să crede? Păi să crezi faptul că el a zis acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă spui că e din cer, Ioan, discutai mai departe. Dacă zicem de la oameni, atunci ne temem de norod că și toți socoteau pe Ioan ca în adevăr un proroc și ne vor omorâ cu pietre oamenii. Ei nu răspund așa cum cred în lăuntru sufleturilor. Ei credeau că Ioan nu a venit de la oameni. Altfel ar fi fost, era imposibil ca să fie altfel de cum au spus ei. N-au curajul însă să spună în fața oamenilor, pentru că se tem de ei. Atunci ei se apropie de Iisus și spune, atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Nu știți. Iisus le-a spus, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Era în discuție autoritatea.
Și într-adevăr, cine era autorizat de Dumnezeu, acela avea dreptul în templul lui Dumnezeu. Ei, cu toate că n-au fost autorizați de Dumnezeu niciodată, și-au luat autoritatea aceasta de la oameni și-au împărțit-o între ei unii de la alții. Pe bază de Caiafa este socrul lui Ana, celălalt este nepotul nu știu cui, familii întregi înrudite între ei sunt așezați în poziții cheie. În frumoasa carte Hristos Lumina Lumii spune că aveau un angajament între ei, dacă unul face vreo nenorocire oarecare, spre exemplu un preot pedofil sau... Dacă unul face așa ceva sau un altul care fură din tezaurul Domnului sau un altul care trăiește în desfrâu cu femeile din parohie, dacă unul face ceva de genul acesta, avea un legământ ca acela să-l acopere imediat. Acesta era legământul. Azi pica unul, mâine altul și toată nenorocirea nu se transforma decât în faptul că îl muta dintr-o parte într-alta sau pur și simplu liniștea tot poporul, putea să fie o grămadă de martori. Am mers într-o zi o grămadă de martori în biroul președintelui și am spus, am fost acolo, am văzut cu ochii noștri și a spus, îmi pare rău, nu am dovezi, a spus domnul președinte. Pa noi ce suntem 30 de oameni aici? Nu reprezentați nimic. Cel desfrânat are dreptate. Imediat, aceasta nu este autoritate, acesta este abuz de autoritate. Vine ziua când toate cuvintele pe care le-am spus, așa, în batjocură sau scrie Ellen White în Hristos Lumina Lumii, la capitolul acesta despre starea omului în moarte, cum oamenii abuzează de sufletele altora pe baza acestei teorii și fac din aceasta o batjocură solemnă. Se fac că sunt serioși, tot timpul serioși, încruntați, preocupați, angajați, vai, e ceva teribil. Sau în momentul când cineva spune un cuvânt care îi deranjează, vai, este spaimă, ce figură! Îi spunea lui Ezechiel să nu te sperii de fețele acestor oameni. Poate să se strâmbe ca gorilele din junglă, e degeaba, să nu te sperii de fețele lor. Iisus nu se speria de astfel de lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu arată acest lucru în cuvintele și în exemplul acesta atât de clar, așezat înaintea ochilor noștri, încât trebuie astăzi să înțelegem că autoritatea supremă în biserică nu este pastorul care vorbește aici sau un comitet din biserică sau o persoană. Autoritatea supremă în biserică este acest nume care e mai presus de orice nume. De acolo vine autoritatea. Acest lucru trebuie să-l învățăm și să-l înțelegem. E posibil ca să fie în biserică un Diotref care joacă biserica așa cum vrea, mi-a spus cândva un secretar de la conferință, zice, nu cumva în straja ta cineva să ia captivă biserica. Vei răspunde în fața lui Dumnezeu. Diotref luase captivă biserica. O ținea la dispoziția lui, el lăsa pe cine să vorbească în biserică, el nu lăsa pe alții să nu vorbească, biserica nu avea nimic de spus. Pe Ioan nu-l iubea, nu-l avea la suflet și nu-i dădea voie să vorbească nici lui Ioan, căruia i-a dat Iisus voie să vorbească, dar Diotref nu-i dă. E o problemă serioasă aici. Nici pe Ioan nu lăsa, nici pe aceia din biserică ce susțineau pe Ioan. Diotref scrie în Biblie, lui place să aibă întâietatea, el a pus mâna și a luat captivă biserica lui Dumnezeu. Cum caută hoțul când e prins să ascundă, să zvârle, să scape de aur, dacă se poate, de bani, aruncă în WC-uri, aruncă... Nu ține cont de nimic. Hoțul nu vrea să fie găsit cu corpul delict asupra lui. Așa va fi cel care a încercat, a întins mâna, să ia captivă biserica lui Dumnezeu și să dicteze peste autoritatea aceasta. Autoritatea nu aparține nouă ca oameni. Noi suntem supuși împărăției. Și noi primim lumină și dispoziții de la cel care a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Astăzi se comit abuzuri inimaginabile în lume. Ce se întâmplă dincolo de pereții bisericilor? Ce se întâmplă în familii? Ce se întâmplă în această societate, în închisori? Acum au arătat pe unde ținut. 22 de luni l-au ținut în izolare. Vietul om arată ca un monstru, ca o spaimă. După 22 de luni l-au scos de acolo. A trebuit să scoată singur dinți de durere. Nu l-au dus la dentist. Nu. Singur și-a scos dinții acolo de dureri teribile în care a fost. Acum i-au dat 15 milioane de dolari. Ce să facă el cu 15 milioane de dolari? Dacă puteți, dați-i sănătatea omului înapoi. Dați-i mintea pe care și-a pierdut-o acolo în celulă. 22 de luni. Noi ne-am plimbat pe stradă, n-am știut ce abuzuri se comit acolo teribile.
Trecem prin fața unei biserici, o, frumos, vopsită pe afară. Ce se întâmplă înăuntru, nu știm. Vedem doi soți de braț pe stradă, zâmbitoare amândoi. Ce o fi la adăpostul frumosului nume de cămin? Domnul Dumnezeu știe. Dar acela care are ochii deschiși n-a uitat nici pe deținutul acesta în celula lui, n-a uitat nici pe Ioan Botezătorul când i-a fost tăiat capul, nu uită nicăieri pe cineva care suspină. O, zice, Maleahi, veniți la biserică aici și vreți să aduceți daruri? Sau... zice, și ați acoperit altarul lui Dumnezeu cu lacrimi, cineva a plâns acasă acolo și lacrimile au căzut pe altarul lui Dumnezeu, aveți impresia că Dumnezeu nu știe aceste lucruri? David zice, Doamne, lacrimile mele au fost strânse în burduful Tău. Atât de mare este autoritatea lui Dumnezeu. Iubiții mei, este aproape, este înfiorător să stai în fața unui om care exercită autoritate ca Dumnezeu. De multe ori omul a încercat să joace rolul lui Dumnezeu. Creștini și chiar eu personal am auzit din gura unor oameni care au spus că ce Dumnezeu, aici Dumnezeu sunt eu. Așa a zis cineva când eram în armată. Aici Dumnezeu sunt eu. Numai că n-au durat mult aceste cuvinte. Au fost pe câmp la o aplicație, erau la un pluton de geniști sau pionieri, cum le spunea în timpul nostru, în armată, care punea explozibili la poduri, la căi ferate, la treburi din astea, trotil. Au fost și au făcut o aplicație militară în câmp acolo. Și tot rotilul care a rămas, de ce să-l mai care în spinare înapoi la unitatea militară, l-au legat între ele, au legat dozele, calupii uriași de trotil, i-au conectat între ei și cu gândul că se vor depărta la distanță și vor detona. Toți odată. Și pe când lega acest ofițer, o explozie cumplită a avut loc în groapa aceea, nimeni n-a găsit nimic din el. Urme. Un Dumnezeu ca acesta care poate fi făcut pulbere de dinamită? Nu, noi cunoaștem un Dumnezeu care face pulbere dinamita. Are această putere care mărășește dinamitei să nu miște, taci fără gură și a tăcut. Domnul, ai pus dinamite acolo? Am pus, dar n-a luat foc. Nu știu ce s-a întâmplat. I-a poruncit Dumnezeu, taci. Și a tăcut. Generația noastră a cunoscut câteva exemplare de oameni de felul acesta. Poate greșim teribil în aprecierea noastră și mă feresc să judec pe cineva, nici pe copiii mei, nici pe soția mea. Propriile mele gânduri și simțăminte le supun lui Dumnezeu că nu sunt în stare să mă judec singur. Am nevoie de Duhul lui Dumnezeu să mă certeze, să-mi dau seama dacă sunt pe o cale bună sau nu. Ați auzit că astăzi a avut loc mormântarea lui Hugo Chavez. Așa este la un moment dat, când un om este sănătos, tare, foarte puternic, a învățat de la gorilă să dea cu pumnul în piept. Te uiți și zâmbești. Același om, mâine niciun caz nu va da cu pumnul în piept. Mâine s-ar putea să facă altceva. Vezi pe cineva care se umflă și se ridică cu autoritate și sfidează? Cât va dura acest lucru? Acest om a venit acasă după ultima operație de cancer din Cuba. A apărut la televizor în fața unei imagini a lui Iisus, care ținea un crucifix sau era pe cruce, și s-a rugat pe televiziunea națională. Nu judec rugăciunea nimănui sub ceruri. Nu mă ocup nici de diavol. Are cine să se ocupe de el. Dacă mă confrunt cu un diavol, fie în chip de om, fie diavol adevărat, nu intru în dialog cu diavolul. Nu. Am o altă formulă care se numește Domnul să te mustre satanul. Îl dau pe mâna lui Dumnezeu. Nu aș îndrăzni să... și să-mi ajute Dumnezeu să nu îndrăznesc niciodată să intru în dialog cu diavolul. Cu atât mai puțin voi judeca rugăciunea acestui om, dar vreau să spun că dacă cineva a crezut, poate omul nu a gândit așa niciodată, dar alții poate au gândit despre el așa, dacă cineva a crezut despre vreun om că este Dumnezeu pe pământ, a avut ocazia să-și dea seama că niciun om nu este Dumnezeu pe pământ, că unul singur este Dumnezeu și că autoritatea supremă este la el. Chavez apare la televizor,
cu o imagine, cu un fel de icoană a lui Iisus cu crucifix și se roagă cu cuvinte slabe ale celui care își petrece ultimele zile, spunând, adresându-se lui Iisus, dă-mi mie cununa ta de spini, Iisuse, dă-mi mie crucea ta, dă-mi mie spinii tăi ca să sângerez, dar te rog, dă-mi viață, pentru că mai am multe de făcut pentru țara aceasta și acest popor. Te rog, încă nu mă lua. Aceasta este rugăciunea lui. Dumnezeu este judecător acestei rugăciuni. Am văzut un articol care literalmente biciuia pe cei care au celebrat. Am văzut un articol litere mari pe ziar. Chavez is dead. Care e câștigul lui Dumnezeu, că Chavez is dead? A murit. Acesta e motiv de bucurie, de celebrare din partea unor oameni? Mai ales că aceștia sunt și creștini. Dacă ar fi scris acolo, Chavez s-a întors la Dumnezeu. Rugăciunea aceasta mă bucură imens. Nu știu ce însemnează ea. Nu știu dacă este confesiunea lui Iuda, am vândut sânge nevinovat. Nu știu dacă este dorința lui Petru în grădină, vreau să mor, nu vreau să mai trăiesc, nu pot să fac deosebire. Eu dacă aș fi văzut pe Iuda, m-aș fi gândit că zice în mod sincer bietul de el. Dacă aș fi văzut pe Petru, poate că l-aș fi suspectat. Cine știe, dar Dumnezeu a arătat că stau altfel lucrurile. Aceasta a fost rugăciunea lui. Iubiții mei, s-ar putea la un moment dat cineva să literalmente să uzeze de toată puterea și de toată influența și de împrejurare, s-ar putea să aibă mare succes în ceea ce face. Dar autoritatea supremă și ultimul cuvânt îl are Domnul. Despărțiți de mine? Încercați. Încercați. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dumnezeu lucrează cu noi cât de gentil poate sau cât de aspru trebuie să lucreze. Cât de gentil poate sau cât de aspru trebuie. Un doctor poate să execute o procedură aspră, chiar violentă asupra unui om. Un doctor poate să dea unui om șocuri electrice ca să-l, și sare după masă când dă șocuri electrice, sare după masă cu tot corpul. Un doctor din Australia, un prieten mi-a spus, când l-am văzut că moare, am luat imediat seringa și am înfipt în inimă. I-am dat o injecție în inimă, direct în inimă, am pompat acolo ser, a revenit la viață. Adică sunt gesturi disperate. Dumnezeu lucrează cu noi cât de gentil poate, dar și cât de aspru trebuie. Nu, scrie autorul articolului, nu pretind că Dumnezeu este cel care i-a dat cancerul lui Hugo Chavez. Ci pot să spun că el a îngăduit acest lucru ca să lucreze spre binele și răscumpărarea lui. Adică, așa cum scrie în Biblie, Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. A dat o nenorocire peste tine? I-am scris astăzi, mi-a scris o prietenă despre tatăl ei alcoolic. Zice, a venit acolo. Am văzut că ultima speranță de viață a plecat din ochii lui. Nu mai e niciun fel de nădejde. L-am dus până în fața spitalului de desalcoolizare. Am vrut să intru cu el. Și la poartă s-a oprit și a spus, nu vreau să fac lucrul acesta. S-a întors înapoi și a continuat. Acum se teme pentru pierderea minții. El a răspuns, mi-a cerut să mă rog împreună cu dânsa. Am promis că voi face lucrul acesta, am și făcut deja. Dar i-am scris acolo, nu-ți dai seama ce ar putea să facă Dumnezeu dintr-un așa volum de fără de lege, dintr-un așa volum de abuz care omul ăsta l-a comis asupra propriului corp. Nu-ți dai seama în ce ar putea transforma Dumnezeu această imensă cantitate de abuz care a fost îndreptată împotriva. Acest uriaș munte de fără de lege din viața noastră, nu ne dăm seama ce ar însemna acesta în mâinile lui Dumnezeu, dacă i-l-am predat lui. Dar ne putem întoarce de la poartă. Și puteam să spunem nu. Și atunci spunem, Mântuitorul, veți muri în fără de legile voastre. Ultimele cuvinte ale președintelui au fost, nu vreau să mor,
vă rog, salvați-mă. Și ultima suflare a fost, nu vreau să mor. Ultimele cuvinte care au fost spuse. E adevărat că imediat din lumea întreagă au fost tot felul de reacții. Patriarhul Kiril al Moscovei are o poziție foarte favorabilă, extraordinar de favorabilă, și chiar președintele Iranului Ahmadinejad spune despre Chavez că Hugo Chavez este viu pentru dreptate, pentru justiție. Spune el mai departe, dragoste și libertate. Eu nu am nicio îndoială, spune domnul președinte, că el va veni înapoi iarăși, împreună cu toți drepții și cu profetul Iisus și cu omul desăvârșit. Acesta este profetul Mahdi, pe care îl așteaptă islamul să se întoarcă, al 12-lea profet. Când se va întoarce el, va așeza dreptatea pe pământ. E un fel de așteptare a lui Mesia. Pe fundalul acestor credințe va apare omul fără de legi, fiul pierzării. Președintele Iranului spune că Chavez va fi alături de Iisus, de profetul Mahdi, când Iisus se va întoarce iarăși pe pământ, va fi între cei drepți și spune că va lucra în această comisie ca să stabilească pacea, dreptatea, amabilitatea și integritatea în societatea umană. Foarte frumos expresie, ar spune americanii, wishful thinking, adică ai vrea tu să fie. Numai că, deși dânsul este președintele Iranului, iar celălalt este patriarhul Kiril al Moscovei, care a scris astfel de cuvinte, deși toți dictatorii din lume, din generația aceasta, vreau să spun, unii dintre ei au reușit și au murit, deși toți aceștia au trimis aplauze și aprobare pentru omul acesta, vreau să vă spun că înaintea autorității divine aceasta nu reprezintă nimic. No. Ultimul cuvânt îl are Fiul lui Dumnezeu. El va spune la dreapta, el va spune la stânga. El va spune veniți, el va spune duceți-vă. Și nu există nimeni în întreg universul care să conteste hotărârea autorității supreme care este în mâna lui Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață astăzi lucrul acesta, are menirea să ne încurajeze pe noi să știm în slujba cui suntem. Iubiți frați, sunt un om slab, sunt cu picioare de pământ, sunt o suflare, sunt un mic abur, care, zice Biblia, zăbovește puțin tel. Dar sunt în mâna cuiva, sunt sub autoritatea cuiva, a cărui putere, a cărui desăvârșită putere, are tăria de a porunci duhurilor cu mare autoritate. Oamenii s-au speriat când i-a spus diavolului, taci fără gură. A tăcut. Când a spus mării, taci, a tăcut. Aceasta era autoritatea lui Iisus. Oamenii vreau să știe de unde este. Simon Magul o vinde pe bani. El vrea să fie botezat la biserică pentru că are avea ceva de vânzare. Duhul Sfânt pe bani. Cât dai și îți dau daruri de prorocie, îți dau daruri de vorbit în diferite limbi, îți dau... Depinde ce daruri, depinde câți bani dai, că dai mai mult, sigur că sunt bani. Un altul se plimbă cu mașina lui, ați văzut cum sunt autobuzele acestea particulare care au apartamentul pe ele, casa pe ele și se plimbă prin America și dacă ești de acord cu teoriile lui, îți poate oferi un loc între cei 144 de mii. Depinde cât dai, dacă dai cât trebuie. Iubiți frați, oamenii se vor înălța unii pe alții, se vor vinde unii pe alții, se vor cumpăra unii pe alții. Unul singur va avea puterea de a decide soarta fiecăruia dintre noi, în mâna lui stă. Iisus niciodată nu a folosit expresia așa vorbește Domnul, pentru că El era Domnul. El a spus, ați auzit că s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun. Aceasta a fost autoritatea lui. Ezechiel primește de la Dumnezeu încurajarea aceasta. Fiul omului, să nu te temi. Ieremia tremură, nu vrea să plece în lucrarea aceasta. Sunt un copil, nu pot să fac așa ceva. Domnul spune, nu ești un copil. Nu sunt eu cel care te-a trimis să faci lucrul acesta. Nu tremura în fața lor, că nu cumva să te fac eu să tremuri. Ai încredere în cine te trimite, nu sunt eu cel care ți-am spus, mergi. Acest lucru ar fi suficient să nu mai ridice niciun fel de întrebare. Mântuitorul a așezat această autoritate divină
la dispoziția noastră. Și a împărțit-o cu noi. În Luca, la capitolul 10, versetul 19, Biblia spune, iată că v-am dat putere, adică autoritate. Iată că m-a dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpii. Și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Ia din sufletul tău. Ți-am dat putere să calci peste șarpele care te înșală. Ți-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului și te-am asigurat că nimic nu te poate vătăma. Aceasta însemnează să trăim și să umblăm sub autoritatea lui Iisus. El să lase harul și binecuvântarea lui asupra noastră. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Îți mulțumim, Tată, pentru autoritatea supremă a Dumnezeirii în acest univers și pe pământul acesta. Atâta pace ne aduce în suflet, Doamne, să știm că într-o lume atât de însetată de sânge, atât de nebunită de ură, atât de putrezită în patim și fără de legi, cum este lumea în care trăim noi, într-o lume ca aceasta, Tu ai spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și îți mulțumim, Doamne, din adâncul sufletului și parcă tremurăm de emoție când am auzit cuvintele Tale că ne-ai dat putere să călcăm peste șerpi și peste scorpii, atât în viața personală, cât și în viața de familie și cea de biserică, cea de societate, în lumea întreagă, când Tu ai spus că ne-ai dat puterea aceasta și când Tu ai spus că nimic nu ne poate vătăma, parcă, Doamne, tremură în sufletul în noi când ne gândim la măreția acestei promisiuni pe care n-a făcut-o un om, ce a făcut-o acela care a primit toată autoritatea în cer și pe pământ. La adăpostul aripilor Tale, Doamne, ne simțim atât de fericiți și de păziți. În numele Domnului Iisus Te rugăm să ne conduci până la împlinirea a tot ce ai scris în cartea Ta, în dreptul fiecare dintre noi. Iar numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt să fie slăvit în veci. Amin. Când mă rugam pentru pregătirea a sabatului acestuia, mi-a venit în minte o idee care știam că trebuie să fie undeva într-o carte. Nu știam neapărat cartea, dar m-am dus și m-am uitat prin bibliotecă până când am întâlnit-o, zic, asta trebuie să fie. Am luat cartea aceea, am căutat ideea pe care urmăream acolo, nu era acolo, dar am dat peste o altă acolo și mi-am dat seama că, de fapt, Domnul mi-a condus pașii spre ceea ce dorea să învățăm astăzi. Aseară am început, așa mai mult introductiv, o serie de 4 prezentări care se referă la 4 întrebări majore pe care le-a primit Iisus în a treia zi din săptămâna patimilor. În a treia zi fiind în templu și scrie Scriptura că se plimba prin templu. Plimbarea lui Iisus prin templu, sunt sigur că nu seamănă deloc cu plimbarea diavolului pe pământ. Și el a spus că vin de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. În urma lui au rămas dezastre și nenorociri. În urma lui Iisus, pe unde trecea el, umbra lui, cuvintele lui, prezența pur și simplu, pe oriunde trecea aceasta, aducea calm în suflete, aducea căldură, liniște, bucurie. Oamenii erau fericiți în preajma lui și nu știau de ce, unii dintre ei. De multe ori pe pământ trecem prin această experiență, avem momente de fericire și nu știm de ce. Domnul este autorul acestor lucruri. Diavolul încă nu a făcut fericit pe nimeni și nimeni care l-a ascultat n-a gustat vreodată fericirea. Toate cele 4 întrebări pe care le avem aici privesc problema autorității. Ei erau tulburați că Iisus nu îi recunoștea ca fiind stăpânii templului. Ei erau stăpânii. Ei îi dădeau mântuirea la oameni. Oamenii trebuia să plătească să cumpere mântuirea de la ei. Ei dețineau toate afacerile schimbului de bani, vânzării de animale. Ei dețineau funcțiile în templu acolo.
puneau nepoți, veri, rude, care, unde vreau. Era al lor templu și erau fericiți că Dumnezeu e mort undeva, iar ei sunt stăpâni și pot să facă ce vor acolo. Aceasta era până într-o zi în care un glas tulburător a fost auzit în templu. Acest lucru i-a scuturat până în temelii, dacă Dumnezeu totuși nu e mort. Am citit despre un ateu că în momentul când a văzut luna pe fereastră, l-a apucat frică, a zis, Doamne, dar dacă Tu existi? Adică, eu am făcut toate pe premiza că Dumnezeu nu este. Dar dacă se întâmplă ca această premiză să nu fie adevărată, atunci îmi dau seama că întreaga mea viață s-a desfășurat în opoziție și în antagonism cu Dumnezeu. Nu este lucru ușor. Vei vedea ce amar lucru este să părăsești pe Dumnezeu. La problema autorității, Iisus nu răspunde la întrebarea cine e cel mai mare. Știți că aceasta a stat la baza revoltei din ceruri. Cine e cel mai mare aici? Aceasta stă la baza revoltei din biserici, pe baza anumitelor acestor mascarade religioase, adevărate batjocuri solemne numite alegeri în biserici. Repet ceea ce am spus în alte ocazii, după experiența de câteva decenii, aproape 40 de ani, în spatele acestui ambon și printre oameni, mi-am dat seama că nu există în biserică o mascaradă mai ofensatoare pentru Dumnezeu decât cea numită alegeri. Este o batjocură solemnă. Se vine cu liste în buzunar, se vine cu lucrurile deja stabilite și oamenii apar la ambon, fraților, să chemăm prezența Domnului, să rugăm pe Duhul Sfânt să ne conducă. Uitați ce scrie în Biblie, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe cutare. Pe tine te cheamă Duhul Sfânt? Când aceasta este o batjocură solemnă. Am văzut un manevrant din acesta într-un comitet, uite așa trăgea sfârle în dreapta, în stânga, un frate acolo îndrăznește să zâmbească. Nu știu ce a spus. Imediat să vă rog foarte mult. Aici sunt niște lucruri atât de serioase. Noi nu putem să zâmbim aici. Am zâmbit mai tare, am zis, Doamne, așa ceva, chiar știind bine ce se întâmplă. Dar literalmente Satana are fan, adică își bate joc de oameni cu seriozitatea lui aparentă. Farisei aveau niște figuri împietrite, ei nu zâmbeau. Unii dintre ei mergeau aplecați de spate până când s-au cocoșat în final, că ziceau că sunt zmeriți ăștia. Se loveau de toate pragurile, de toate lemnele, că ei nu priveau în sus niciodată. Cu asta încercau ei să impună asupra oamenilor autoritatea lor. Problema a fost că Iisus nu se sperie de așa ceva. Pe el nu-l... Probabil că ceea ce zici când vezi o maimuță care se scălâmbă, aceasta poți să zici când vezi pe unul că face pe seriosul. Și știi bine că nu e decât un mic diavolaș cu o anumită agendă în buzunar și asta este tot. Dar face pe seriosul. E așa de serios. Când trece pe holul bisericii, Biblia e în partea stângă și pășește solemn către amvon. El știe ce are în cap, politica pe care o are în cap, dar el se folosește de Scriptură și de Dumnezeu, în care nu crede, bineînțeles, ca să-și poată promova agenda. Au crezut că pot să sperie pe Iisus cu aceste lucruri. Pentru el au fost gogorițe. Am auzit un cântec frumos acum, pentru prima dată când am fost în România, îl cântă o moldoveancă mică, se numește Nu-mi e frică de babau. Asta este. Taică s-o amenință și spune, stai cu minte, pune mâna și mănâncă, dacă nu mănânci vine babau. Îi spune mereu, stai cu minte că vine babau, făcut ar lucru că vine babau. Și asta mică, foarte, foarte frumos cântă un cântec, Nu-mi e frică de babau. Cred că ar trebui ca noi, cei de la biserică, să învățăm bine acest cântec, dar nu numai să-l învățăm, ci să-l practicăm și să nu ne fie frică de babau. Nu, el ar trebui să rămână mai departe babau. Atât. Dacă lui babau vrea să-i fie frică de cineva, să-i fie frică lui. Dar fetița a spus, până la urmă, întreabă în cântecul ei, până la urmă, cine este acest babau? Aș vrea să-l văd. El nu există. Dar de cele mai multe ori, oamenii sunt speriați cu aceste inexistente gogorițe, diverse. Iubiți frați, Iisus nu a putut să fie speriat cu gogorițe. Putea să vină marele preot într-o niște haine care costau 100.000 de dinari, era munca pe vreo 30 de ani. E, atâta costa hăinuța de pe sărac. În timp ce biată văduvă, cei doi bănuți care i-a adus ea, a fost folosit ca să cumpere haine pentru domnul mare preot.
Aceste lucruri n-au impresionat pe Iisus. Deloc. Chiar deloc. Pe el îl interesa ce este sub haina aceasta. Azi dimineață, în momentele noastre de rugăciune, aici am lăsat cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe că este esențial nu ce pregătim, ci cum ne pregătim pe noi pentru lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu în fiecare zi. Nu este important pentru un pastor să pregătească predica. Diavolul știe mai bine decât oricare dintre pastori să pregătească predici. Nu mai încercați vreodată, vă convinge pe loc, dar să nu încercați. Nu e vorba de a pregăti predica, ci este vorba de a te pregăti pe tine. Este vorba ca tu însuți, înaintea lui Dumnezeu, să stai în fața fraților cu un cuget curat legat de ceea ce predici altora. Pentru că în Romani, în capitolul 2, este această întrebare sfredelitoare care spune: tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți. Pe tine nu te înveți. Acestora care încercau să sperie pe Iisus, el le spunea morminte văruite, foarte frumos făcute pe afară, cruci date cu vard. De Paște era așa frumos la cimitir, toate mormintele săpate, punea lumea brândușe, ghicitori, tot felul de flori pe ce cimitirul încerca să fie frumos de Paște. Dar el nu înceta să fie un loc îngrozitor în același timp, un simbol al înfrângerii omului care a ales o cale opusă căi lui Dumnezeu. Se discută autoritatea. Cu ce putere face aceste lucruri? Pe cu ce putere să fac? Satana nu scoate afară pe Satana, a spus Iisus. Dacă face așa ceva, nu mai era de mult pe pământul acesta, dacă diavolul începeau să se lupte între ei. Dacă ați văzut aici că Satana a fost scos afară, sigur că este absurd să întrebăm cu ce putere face acest lucru. Dar pentru unii oameni care au nutrit ideea că, de fapt, în spatele acestei lucrări este puterea diavolului și care au ajuns să se îndrăgostească de această idee și să se închine la ea, așa cum se închine locuitorii din Venezuela acum a lui Chavez, au făcut altare pe străzi, peste tot celui mort. Au făcut altare cu fotografia lui, cu crucea lui Iisus deasupra, au ard lumânări acolo, pun daruri, jerfe, peste tot. Chiar dacă ar fi așa, Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi, așa cum Mântuitorul a răspuns diavolului în pustie, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atât. În esență, acesta este răspunsul lui Iisus. Cu ce putere faci? Nu este clar? Cine ți-a dat puterea aceasta? Ei erau obișnuiți cu anchetele, cu informațiile, avea rețea de spionaj, aveau 2-3 poliții puse în biserică, acolo care se urmăreau între ele. În afară că se urmăreau între ele, urmăreau pe alții, după aceea confruntau rapoartele să vadă dacă totul merge bine. Acesta era sistemul de informații al templului, aceasta se numea Biserica lui Dumnezeu. Mai degrabă, ce a spus Mântuitorul, a făcut din ea o peșteră de tâlhari, asta e altceva. Cine ți-a dat această putere? Dacă mi-o dădeau, oamenii vroia să spună Iisus, astăzi n-ar fi mers nicăieri. Dacă e de la oameni o astfel de lucrare, a spus Nicodem, se va nimici. Nu trebuie să faceți niciun efort. Nu duce departe. Am îndemnat de multe ori pe frați. Nu vă speriați de alianțe din acestea care nu sunt întemeiate pe scripturi, ci sunt întemeiate pe interese politico-biserice sau fel de fel. Nu vă speriați de așa ceva. Nu poate să ducă departe așa ceva. Și după colț. Pe când Mântuitorul, în loc să răspundă la această întrebare, răspunde cu o contra-întrebare, spunând, să-mi spuneți de unde venea botezul lui Ioan, ca să pot să vă spun cu ce autoritate fac treaba aceasta. Adică, Mântuitorul îi conduce la ceea ce este astăzi Genesa pentru Biblie. Sunt oameni care discută de Genesa în termeni ciudați. Ei nu se mai închină lui Dumnezeu, ci se închină la dovleac. Asta de pe umeri care se împotrivește lui Dumnezeu se numește dovleac. Numai cap. Ce poate să devină un om care se închină unui dovleac? Nu poate să devină decât un dovleac, pentru că Biblia spune, zice ca ei, ca idolii muți, sunt cei care se închină la ei. Pui mintea ta și creierul tău deasupra revelației lui Dumnezeu. Să-ți spun eu ce înseamnă lucrul acesta. Tu fiind cine?
care este, ce autoritate stă în spatele acestui să spun eu, cine este acest eu? A doua problemă, când au primit această inimaginabilă înfrângere, acolo aflându-se cei mai de seamă preoți, acolo aflându-se cărturarii și acolo aflându-se bătrânii, când au primit această lovitură de moarte în fața la tot poporul care era acolo, au mutat frontul imediat pe cel politic. Poate este posibil să-l aducă pe Iisus în conflict cu autoritățile politice și să se folosească de stat ca să distrugă lucrarea lui. Nu e nicio mirare că majoritatea comitetelor de numite de alegeri, iar ne întâlnim cu chestia aceasta, principalele funcții din biserică erau luate prin aprobare de stat. Statul era cel care... Romanii hotărau cine să fie mare preot, comuniștii hotărau cine să fie președinte la Uniune, cine să fie la conferință, așa mai... Dacă nu aveai relații bune cu ei, nu aveai ce să cauți acolo. Într-un fel de înțeles, orice sistem politic încearcă să-și promoveze suporterii. Dar nu este de înțeles faptul că erau văzuți frați intrând pe uși și ieșind pe uși. Doi s-au întâlnit, săraci. Doi s-au întâlnit. Unul își dăduse informarea acolo, altul venise să o dea. Și s-au întâlnit în ușă. Și s-au speriat, a zis, ce faci aici? Da, tu ce faci? Atât au putut să zic. N-au răspuns niciunul. A trecut unul pe lângă altul, în tăcere, dar știau, fiindcă de obicei rețelele de informatori nu erau comunicate. Nu se știa cine este informator și cine este informator despre informator. Totdeauna puneau un informator și după aceea doi, trei care să-l observe. Acesta e un sistem satanic de conducere. Acum, după ce au luat această căzătură teribilă, trimit la el pe irodieni și pe farisei. Altă categorie de oameni. Prima dată au fost preoții, bătrânii și cărturarii. Cei mai de seamă preoți au fost acolo. I-au atacat și l-au întrebat cu privire la autoritatea supremă. Cine are autoritatea supremă? Ei credea că ei o au. Iisus spune nu, Dumnezeu o are. Acesta a fost scurtă încleștare, dar definitivă. N-au venit a doua oară să întrebe așa ceva. Dar au mutat imediat frontul și au asociat înșelăciunea. Vorbi cu cineva ieri și îmi spune... Nu vreau să vorbim în casă. De ce? Suntem înregistrați. Foarte bine, zic. Care e problema, zic? Eu mă bucur, eu sunt toată viața înregistrat. Sunt dat în urmărire pe televizor și așa mai departe, zic. Nu înțeleg care este problema dacă suntem înregistrați. Ce avem de vorbit care să nu fie înregistrat? Vreau să se audă tot raportul. E posibil că am spus o tâmpenie, răspund pentru ea, mă pedepsiți, mă împușcați, mă lăsați cu viață. Dar eu sunt autorul acestei tâmpenii. Nu, omul nu vrea să stăm de vorbă. Știți ce s-a întâmplat? Nu știu. Uite, cutare a chemat-o pe cutare aici ca să stea de vorbă și asta n-a știut că aici este o cameră de luat vedere într-un peco. De-aia a dus-o acolo să vorbească, în fața la cameră. Așa se... Păi în fața la cameră e foarte bine, zic eu. Am ocazia de foarte multe ori în viață să vorbesc în fața camerelor. Care este problema? Nu vreau să... Nu-mi trebuie altceva decât ce-mi dă Dumnezeu. Mai mult nu vreau. În fine, i-am respectat omului dorința aceasta. Dar aici trimit cu două categorii de oameni, pe irodieni și pe farisei. Irodieni erau politici. Farisei erau niște oameni care, foarte complexă credință, din rândul lor a făcut parte Pavel. Ei erau aproape înclinați să-l primească pe Iisus dacă el s-ar fi supus vederilor lor și nu le-ar fi cerut lor să se supună vederilor adevărului pe care el îl proclama. Aceștia erau farisei. Erau foarte apropiați. Aceștia au venit și au zis, ei erau fățarnici, deci natura lor de farisei era fățărnicia, aceasta era religia lor, fățărnicia. Ce înseamnă fățărnicia? Ați auzit că astăzi se folosește foarte mult cuvântul imagine, imaginea bisericii, imaginea pastorului, imaginea comitetului, imaginea adunării, imagine. Asta, nu vorbim de esență. Nu vorbim de conținut, vorbim de imagine, vorbim de eticheta care este pe container. Aveți grijă de imagine, cum rămâne cu conținutul. Într-o discuție care am avut-o cu cineva care a fost în autoritate în Biserica Română și l-am întrebat pentru ce nu ați tratat acest caz de care ați avut mare cunoștință și ați știut ce proporții poate să aibă acest cataclism care s-a abătut asupra bisericii, dânsul mi-a spus imaginea.
Îți dai seama ce ar fi însemnat? Zic, nu, aceasta nu a fost imaginea bisericii. Ați făcut o confuzie teribilă. Aceasta a fost masca bisericii. Aceasta e mască. Aceasta nu este. Fățarnicul nu are imagine. Fățarnicul are mască. El e cunoscut după masca cu care vine aici în biserică. S-au apropiat oamenii aceștia și au început: învățătorule, știm că spui adevărul, nu-ți pasă de nimeni. Adică și acum, cumva, dacă se poate, zi așa fără să-ți pese de nimeni, că nu e asta vrem să te prindem. Că nu cauți la fața, nu te interesează că e mare preot, că, nu, că este un soldat de rând. Înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Serios. Păi, dar de ce nu sunteți aici, mă? De ce nu sunteți ucenicii mei dacă învăț calea lui Dumnezeu în adevăr? Vedeți, Biblia spune că Satana ori de câte ori vorbește, deci vorbește, nu e vorba de altceva, a vorbi. Ori de câte ori vorbește, spune o minciună. Ori de câte ori vorbește. Am fost într-o postură foarte ciudată, sună telefonul. Unde ești? Sunt în cutare loc, era cu mine acolo. Sunt în cutare loc. După ce vă rog eu să nu spuneți că am fost aici, dacă vă întreabă. Roagă-te să nu mă întrebe, zic. Roagă-te să nu, dacă se poate. Roagă-te să nu mă întrebe. Nu mă lua cu tine. N-ai nevoie de mine. Nu mă lua cu tine. Dacă nu putem să stăm în față, să spunem adevărul așa cum este El în Hristos. Cât pot. Nu sunt, numai Dumnezeu are tot adevărul, dar cât știu și cât pot și ce am înțeles, în psalm spune ce-mi gândește sufletul, aceea îmi vorbește gura. Nu îndrăznesc să produc această schizofrenie asupra minții, să zic una, să cred alta. N-are sens să-mi atac creierul sau sufletul. Dar ei vin aici și spun, tu înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Nu cred lucrul ăsta. Nu cred că spui adevărul când zici așa ceva. Dacă ai crede ce spui, dacă ar fi adevărat ce spui, ai fi în altă parte și ai face altceva. Dar acum ai venit aici, scrie Biblia, fățarnicilor. Pentru ce mă ispitiți? Pentru ce mă ispitiți? Ei nu veniseră cu o întrebare. Ia seama când stai de vorbă cu cineva. Duhul Sfânt îți va descoperi dacă este vorba de o întrebare sau dacă este vorba de o capcană, de o cursă în care ești invitat să calci. Ia seama, Duhul Sfânt îți va descoperi. El îți va da cuvintele necesare ca să poți să răspunzi la așa ceva. Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. Răspunsul lui Iisus, dacă nu se încadrează în da și nu. Dacă s-ar fi încadrat, nu trebuie să te oblige nimeni, nu te lăsa obligat vreodată să răspunzi cu da sau nu. Nu. Răspunde așa cum este conștiința ta. Așa cum a zis Martin Luther în fața la dieta din Worms, conștiința mea este sclavă cuvântului lui Dumnezeu. Nu mă voi abate de la aceasta. Am scris într-adevăr unele lucruri care nu trebuia să le scriu, am vorbit vorbe care nu trebuia să vorbesc în cărțile acestea, dar ce să facem, că acolo sunt multe lucruri pe care le consider inspirate de Dumnezeu și așa că nu suntem, aici stau, zice el, și nu pot altfel. Mântuitorul se adresează acestor oameni pe propriul lor teren. El întreabă, al cui chip, ale cui slove se găsesc pe banul acesta? Păi da, păi ce să faci cu poza altuia, mă frate? Dă omului poza care e a lui, așa, aceasta a spus Iisus. Ce tot amestecați voi pe Dumnezeu cu cezarul? Ce legătură au aceștia doi? Acest numit cezar, care, uite, ați văzut cezarul din Venezuela, ce fel de tulburătoare carieră a putut să aibă. Ați văzut și probabil că omenirea trebuie să ia puțin seama. Oamenii care se simt cel mai în siguranță pe pământ, oamenii care se simt cei mai puternici prin ceea ce au sau ceea ce sunt, ar trebui să oprească un moment și să observe cariera acestui om. S-a încheiat cu ceea ce ar fi trebuit să înceapă. S-a încheiat cu Doamne, ai milă de mine. Ar fi trebuit să înceapă cu Doamne, ai milă de mine. E bine și acum. Slăvit să fie Dumnezeu. Dacă rugăciunea și raportul acesta sunt adevărate, noi nu punem pe nimeni în rai, nu scoatem pe nimeni de acolo, nici în iad, nici în rai. Și dacă pune cineva, spre exemplu, Iranul și Biserica Romano-Catolică au scris că el este mântuit și este în cer, o să fie în cer. N-au niciun drept să spun aceasta. Nici catolicismul, nici islamul, nimeni pe lume nu are dreptul acesta. Dreptul acesta e rezervat exclusiv lui Dumnezeu.
El va spune cine e la dreapta, cine e la stânga. Noi nu putem să spunem decât ai milă de mine, Doamne, asta e tot. În rest, vei fi drept în hotărârea ta, scrie psalm, fără vină în judecata ta. Imaginea de pe banul acesta indica proprietarul. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Sfârșitul acestui atentat de a trage pe Iisus în cursă, din cea de-a doua întrebare din ziua a treia, a săptămânii cele mai lungi sau a săptămânii patimilor. Reacția. Se mirau foarte mult de el. Au rămas fără niciun fel de cuvânt. Ca fiind fraza cu cea mai puternică influență politică și religioasă vreodată exprimată în istoria lumii. În Romani, capitolul 13, text foarte frecvent folosit de autoritățile comuniste, am fost și eu printre cei cărora le-a fost citat acest capitol din Romani. Versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu, dar cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Până aici citeau ei. Uitau să citească versetele care urmau. Versetul care urmează arată ce însemnează autoritatea căreia trebuie să-i dai ce ești dator. Așa arată autoritatea. Ellen White spune în una din lucrările ei că un guvern este guvern atâta timp cât se învârte în sfera rezervată lui. Când ajunge să dicteze materie de conștiință, când ajunge ca guvernul american să, și nu Biblia, să spună ce este familia, când autoritățile politice decid în materie de materii spirituale, dacă să facem rugăciuni în școli, dacă să nu facem rugăciuni în școli și așa mai departe, atunci un guvern își depășește atribuțiunile lui. Dar un guvern nu își poate depăși atribuțiunile lui fără ajutorul celor din stradă. N-are cum. Atât ar trebui unui guvern să... De aceea vreau să spun că în momentul în care un guvern face o astfel de mișcare și încearcă să ia locul lui Dumnezeu să definească în lucruri în care numai Dumnezeu ar trebui să definească, acest guvern nu poate să facă așa ceva fără ajutorul celor din stradă. Cineva s-a plâns și mi-a spus, pastorul m-a exclus. Și am spus, nu... Din start, nu știu cum te cheamă, nu știu cum îl cheamă pe pastor, dar spun că pastorul nu te-a exclus. Știi cine te-a exclus? Cei din bancă ăștia care au ridicat mâna. Ei te-au exclus. El nu poate să spună, tu ieși afară din biserică, ești exclus. Atât ar trebui. Lumea îl ia pe el cu tronul ăsta cu tot și îl scoate în curte, cu amvon cu tot, dacă ar fi nevoie, dacă ar face cineva așa ceva. Dar cei ce te-au exclus sunt cei din stradă. Sunt cei de pe bănci care au ridicat mâna. În această împrejurare, Biblia definește care este guvernul și care este cezarul căruia trebuie să-i dau, ce sunt dator să-i dau. Cum arată cezarul sau conducerea sau guvernul sau comitetul unei biserici sau pastorul, același principiu se aplică peste tot. Cum arată o instituție din aceasta instalată de Dumnezeu? Ei au folosit capitolul 13 din Romani. Orice dictatură folosește acest capitol, aceste versete, ca să suprime și să oprime masele. Ei știm lucrul acesta din practica vieții. Dar acest capitol, departe de a fi o chemare la supunere orbească și necondiționată, acest capitol este extrem de puternic în a defini adevărata natură a autorității. Ia ascultați cărei autorități suntem chemați să ne supunem. Dregătorii sau conducătorii sau guvernanții sau un comitet sau un mai departe nu sunt de temut pentru o faptă bună. Hopa, dacă ajung să fac o faptă bună și să-mi fie frică de guvernul acesta, nu l-a pus Dumnezeu, l-am pus noi. E diferență mare. Dacă ajung să fac o faptă bună și să tremur și să fiu pedepsit pentru că am făcut o faptă bună, nu este aceasta, nu este o rânduială a lui Dumnezeu. Nu sunt obligat să respect o astfel de poziție. Niciodată și nu o voi respecta.
Pentru că apostolul a spus, judecați voi dacă se cade să punem mai presus pe oameni decât, indiferent cine sunt ei, vreau să spun, e om, pe oameni decât pe Dumnezeu. Și mai departe, ei sunt de temut pentru o faptă rea. Dacă pot să fac o faptă rea într-o țară și să nu mă tem de guvernant, dacă pot să fac o faptă rea în biserică și să nu mă tem de ceea ce fac, nu este o conducere pusă de Dumnezeu acolo. Dacă ajung să mă tem pentru o faptă bună și dacă ajung să pot face o faptă rea, aceasta nu e ordinea lui Dumnezeu. Ordinea lui Dumnezeu este să pot face o faptă bună, ce scrie mai departe aici, și să fiu lăudat de conducere. Fă binele, vei avea laudă de la ea. Aceasta e conducerea lui Dumnezeu. Fă binele astăzi și vezi dacă ai laudă întotdeauna. Fă binele într-o biserică, vezi dacă oamenii apreciază așa ceva. Aceasta este starea de lucru pe care a așezat-o Dumnezeu. Dumnezeu n-a chemat oamenii să se transforme în animale, în turme electorale, care să voteze, care să ridice mâna. Nu! Dumnezeu a chemat pe oameni, judecați voi. Gândește, de aia ți-a dat Dumnezeu în minte. Cugetul meu, dar nu este el pus deasupra lui Dumnezeu, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Adică nu-mi întreb mintea eu, ce părere ai? Nu. Care este lumina Duhului Sfânt în această problemă? Și cugetul meu alege lumina Duhului Sfânt. Acesta este un cuget luminat de Duhul Sfânt. Dacă scrii mai departe despre guvernatorul pe care trebuie să-l respecti, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar atunci când o țară este oprimată, este îngenunchiată, atunci când săracii sunt și mai săraci, când bogații sunt teribil de bogați, atunci când cineva nu are acces la elementele, lucrurile elementare ale vieții, cum ar fi sănătatea, moare pe stradă cineva. Am fost împreună cu soția și am vizitat un tânăr de 21 de ani, care moare de cancer, nu știu dacă mai trăiește sărmănuț, tot Nicolae îl cheamă. Avea un cancer cât o pâine aici ieșit din plămâni în corp, într-o parte. Dacă ar fi fost operat la timp, nu se întâmpla nimic. Dar știți care a fost problema? Nu operația, nu spitalul. Banii, biată, copilului acestuia a murit tatăl când avea 4 ani. Mama lui, când tatăl a murit de acolo, a luat copilul acesta, l-a băgat pe poartă la bunică sa, a închis poarta după el și niciodată n-a venit să-l mai vadă. Și bătrâna a rămas să crească acest copil de 4 ani. A mers și a muncit sărmanul, a vrut să facă ceva în viața sa și s-a îmbolnăvit grav. A fost dus la spital și i s-a spus, problema se poate rezolva. Dar trebuie bani, măicuță, i-a zis domnul doctor, noi nu putem să operăm decât pe bază de bani. Bătrâna plânge și spune, maică, nu am altceva decât căsuța asta în care stau. Vinde casa, mamă, așa i-a spus domnul doctor, dacă vrei să ți-l operezi pe băiat, vinde casa, mamă. Păi, biată măicuță, dacă ar fi vândut casa, eu zic că mai mult de, știu eu, dacă îi dea cineva vreo 1.000 de euro, dar domnul doctor îi trebuia vreo 20.000. De unde să ai 20 de case din astea să vinzi? Vinde casa, mamă, i-a spus domnul doctor. Iubiții mei, el este slujitorul lui Dumnezeu dacă e pentru binele tău. Dar dacă e pentru binele lui, are agenda lui proprie. Dacă se folosește... Repet ce mi-a spus un conducător dintr-o conferință, într-o ocazie, nu permite ca acest grup de oameni să ia o statecă biserica. Fii foarte atent, adică poate să se ridice un grup de oameni care să ia o statecă biserica, prizonieră. Sigur că vor discuta cu stăpânul în final, dar ai grijă ce faci în straja ta? Așa mi-a spus. Iubiții mei, aici spune, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, pentru acesta, într-adevăr, ești chemat să respecti. Pentru acesta, dacă nu te supui acestuia, însemnează că ești un rebel care urmărești răul. Dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă slabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune pe Dumnezeu, auzi? Nu ca să-l bat jocurească pe Dumnezeu în public. Nu ca să calce în picioare cuvântul lui Dumnezeu și să-l sfideze teribil. Nu ca să se așeze pe scaunul lui Dumnezeu, să dea edicte și decrete pe care numai Dumnezeu le poate da. Nu, n-a pus Dumnezeu pe nimeni să facă așa ceva, niciun om, vai de omul care face treaba aceasta. El este acolo ca să-l răzbune pe Dumnezeu, adică să vegheze la respectarea cuvântului Dumnezeu și să-l pedepsească pe cel ce face răul. De aceea trebuie să fiți supuși, având în vedere acest lucru. Dacă au fost niște cuvinte care
au fost abuzate teribil, au fost aceste cuvinte ale lui Iisus. Dați dar cezarului ce este al cezarului. Întrebarea însă înainte de a da este aceasta: ce este cezarul? Ce este conducerea? Ce este guvernul? Ce este leadership, cum spunem noi astăzi în America? Ce este acesta? Ce spune Biblia că este? Ce este un diacon al bisericii? Ce este un prezbiter al bisericii? Ce este un comitet de biserică? Ce este un pastor? Ce este o conferință, o uniune și așa mai departe? Ce este aceasta? Oh, nu ești... Să uitau la Iisus, nu, tu nu ești supus stăpânirilor. Și el întreabă, ce este aceea stăpânire? În altelor stăpâniri? Capitolul 12, vă îndemn, fraților, să faceți lucrul acesta, să fiți supuși în altelor stăpâniri. Care sunt acelea? Domnul colonel, i-am spus, tocmai asta fac, sunt supus în altelor stăpâniri. În altele stăpâniri însemnează ca din îndemnul cugetului să fac binele pe pământul acesta, fără să aștept vreo răsplată de la cineva. Tot pentru aceasta să plătiți birurile, pentru aceasta. Deci toate lucrurile, de aceea, după ce a dat caracteristicile adevăratului guvern, adevăratei conduceri, de aceea, tot din motivul acesta să plătiți, adică să susțineți. Dar dacă aveți acolo ceea ce descrie aici Biblia, dacă vezi o biserică ce sub conducerea pe care o are se usucă, se ofilește, cade, se prăpădește, dacă vezi neglijență, dacă vezi abuz, dacă vezi lucrurile acestea, nu te-a chemat Dumnezeu, orbește să spui, frate, este unsul Domnului. Depinde al cărui domn. Într-adevăr că e unsul Domnului, dar depinde al cărui domn, că sunt doi. Cineva i-a spus, când unul a emis de la amvon această pretenție implicat într-un adulter groaznic, a spus, nu uita că sunt unsul Domnului, a spus dânsul, zice, poate sunteți uns cu zmoală dumneavoastră. Așa i-a spus cel din bancă, fără nicio teamă, sunteți uns cu altceva dumneavoastră. Sunteți uns, dar în niciun caz ungerea dumnezească. Ungerea dumnezească prevede altceva. Iubiții mei, Biblia spune din acest motiv să susțineți o conducere, să susțineți pe slujitorul lui Dumnezeu, să susțineți un guvern, să susțineți o organizație care ați văzut că îndeplinește aceste caracteristici de aici. În rest, Mântuitorul a spus nimeni să nu vă înșele în altă privință. Unsul sub egida aceasta, guvernator, guvern, cezar sau unsul Domnului, nu se poate ascunde oricine sau orice. Biblia definește ce este cezar și ce este unsul Domnului. În lumina acestor cuvinte, Scriptura ne spune, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați taxele? Dați-i taxele. Cui datorați vama? Dați-i vama. Cui datorați frica? Dați-i frica, adică respectul vrea să spună. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Dar după ce ne spune să dăm ce suntem datori, în versetul 7, în versetul 8 ne spune să nu datorați nimănui nimic. Decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții, a împlinit legea. Aceasta a vrut să spună Mântuitorul prin răspunsul pe care l-a dat acestor oameni care au venit să-l tragă într-o cursă. Acesta a fost răspunsul lui pentru aceia care au vrut să folosească politica, statul, împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și nu de puține ori a fost făcut lucrul acesta. Națiunea română este pătată cu sânge și în domeniul politic și în cel religios, în care oamenii au apelat fie la brațul statului împotriva bisericii pentru a-și împlini agenda lor, fie la o putere străină împotriva propriei lui țări. Boierii se înghesuiau la Istanbul cu pungi de aur ca să pedepsească, să-l omoare pe Brâncoveanu. În final l-a omorât pe Brâncoveanu, dar a plâns și ministrul turc când a văzut ce s-a întâmplat, ce nenorocire a putut fi aceasta și unde a dus în final aceste intrigi și acest fel de a înțelege și de a sluji pe oameni sau pe Dumnezeu. Mântuitorul ne spune în termen clar pentru viața noastră de fiecare zi. Nu știu ce reprezintă cezarul în viața ta sau conducerea ta sau... Nu știu acest lucru.
Dar știu că trebuie să pun pe Dumnezeu deasupra orice ar constitui în viața mea o astfel de stăpânire. Nu știu dacă omul ăsta care a fost chemat la biserică, la sărbătoarea nunții, n-ar fi vrut să se ducă. Probabil că ar fi vrut să se ducă, dar se supăra nevastă sa. Și atunci a zis, nu pot să mai vin, nu pot să vin. Adică aș veni, vrea să spună el, dar nu pot din cauza nevestii. Ea nu mă lasă să vin. Știi ce? Dă nevestii ce al nevestii, nu confunda cu Dumnezeu. Dă nevestii ce al nevestii, dacă e nevoie, mă rog, ai toată atenția și grija, dar nu o confunda cu Dumnezeu. Dă-i soțului ce este al soțului, dă-i familiei, dă-i copiilor, dă bisericii, dă societății ce este al ei, ce aparține ei în sfera în care Dumnezeu i-a dat să se miște, dar nu uita să dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cetățeanul acesta care se vroia în opoziție și care a scris pe ban numele lui și a spus că este salvatorul omenirii el, acesta care a luat același nume cu Iisus, Iisus e mântuitorul omenirii, el a spus că este mântuitorul omenirii, cezarul sau Dumnezeu. Această relație nu a fost niciodată așezată de Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu este om, Dumnezeu nu este în competiție cu oamenii. Niciodată. Acest cezar, cu tot ce este el, aparținea și el la rândul lui Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile, fie autorități, scrie Biblia, fie stăpâniri, fie domnii, toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu. Nu uita, dacă ajungi într-un răspundere oarecare, nu uita cine te-a chemat acolo, nu uita care este job description, zic americanii, care este obiectivul sau ce ai de făcut tu în slujba în care ai fost chemat, nu uita cine te-a chemat acolo. Cuvintele pe care el le-a spus au produs mirare în oameni. În viața noastră trebuie să producă reformă. Mirarea nu e de ajuns. O, extraordinar răspuns. Fantastic. În viața noastră trebuie să producă reformă. Dacă în viața ta un anumit păcat este cezarul vieții tale, în puterea care ți-a fost dată de Dumnezeu și prin care a zis v-am dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpii în propria lor viață, dă-i păcatului ce este al lui, adică drumul pe ușă, și dă-i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, spune în Romanii, în capitolul 12, să aduceți făptura voastră ca o jertfă vie pe altarul lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea, aceasta, nu doar să vă mirați, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. La această slujbă, Dumnezeu să ne ajute totdeauna pe noi. El să ne dea înțelepciune, să dăm cezarului ce este a lui și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Să păstreze aceste cuvinte vii în mintea și inima noastră, pentru că ele vin de la cel viu în vecii vecilor. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Este miezul nopții lumii, este vremea cu ajutorul lui Dumnezeu când să răsară Domnul peste sufletele noastre, pentru că întuneric mare acoperă pământul și negură mare popoarele. Dragii mei, am început de aseară o mică incursiune în cele patru esențiale întrebări care au fost adresate Mântuitorului în dimineața acelei de-a treia zi a săptămânii patimilor. Cea din tâi întrebare a fost referitoare la autoritate, care de fapt era un ecou al întrebării ridicată în ceruri, în cadrul războiului despre care scrie Apocalipsa în capitolul 12. Tema a fost acolo, cine este cel mai mare? Dacă s-ar vedea cât sânge a curs pe pământ între popoare pe întrebarea cine este cel mai mare? Dacă s-ar vedea câte familii au fost distruse și nenorocite pe pământ și au trăit iadul în loc de raiul lui Dumnezeu aici, pe seama întrebării cine este cel mai mare. O întrebare care este pur și simplu un plus. Nimeni nu are nevoie să întrebe acest lucru. Cine este cel mai mare? Ce nu e clar în această privință? Cine este cel mai mare? Acum, iubiții mei, dacă Dumnezeu este comparat sau asemănat cu cineva dintre noi, cu muritorii, dacă omul
are în sine această tendință luciferică la un moment dat să se așeze în locul lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu vor întuneca cu nimic gloria numelui lui Dumnezeu. Despre el a scris Biblia, cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cum te-ar cuprinde o casă ca aceasta? Sau o carte ca aceasta? Sau niște cuvinte pe care le auzim noi aici? Cea din tâi întrebare a fost cu privire la autoritate. Cu ce putere faci aceste lucruri? O doamnă a fost mișcată de Duhul lui Dumnezeu în zona de vest a României și a decis în sufletul ei să arunce o mare sumă de bani în a închiria sala sporturilor din orașul ei, în a contracta pe vremea aceea cel mai văzut post de televiziune din țară, care costa imens pe minut, dar ea avea dorința aceasta ca ceea ce a văzut ea într-o sală mică ar fi vrut să fie auzit la nivel național. A calculat toată investiția pe care trebuia să o facă în acest sens și a spus, voi face lucrul acesta. M-a întrebat, ești gata? Și am spus, nu pot să spun în acest moment că sunt gata, dar pot să spun că mă voi pregăti foarte serios. Îmi dau seama ce însemnează acest lucru. În bucuria ei de a face aceasta, s-a dus și a vorbit cu câțiva dintre cei care se consideră probabil proprietarii bisericii. Și ai oamenilor care vin acolo, îi consideră un fel de oi de tun sau de muls, sau cum are Dan Albine, ai atâția stupi în biserică, știi cam ce miere produc ei. Poți să ai surprize de la stupi, dar nu ai surprize la biserică, pentru că din felul cum au răspuns oamenii aceștia, au arătat ce gândeau ei despre biserică. Biserica era o moștenire care le-a rămas prin relație, de la cumnați, rude, părinți și așa mai departe. Când au auzit că această femeie ar avea pe suflet așa ceva și când au înțeles că nu vor fi dumnealor în centru acestei imagini, în speță o persoană a fost acolo care și-a seama că nu o să fie el în centru imaginea acesteia, atunci întrebarea aceasta, cine este cel mai mare, într-o formă foarte interesantă, a venit în sufletul lui. Și ceea ce spunea această femeie că e gata să sacrifice ca să vestească în întreagă țară, i-a produs o mânie teribilă acestui om în suflet și a spus, sora, dumneavoastră știți cu ce putere adună omul ăsta oamenii acolo? Dânsa a rămas încremenită pentru că venise acolo cu sufletul larg deschis și a crezut că o să fie aplauze sau bucurie mare, a crezut că o să fie acolo. Se întâlnește cu o întrebare teribilă, știi cu ce putere se fac aceste lucruri? La care femeia îngrozită se dă un pas înapoi, dar nu m-am gândit la așa ceva. Doamne, vă spunem noi cu ce putere se fac aceste lucruri. Și noi am fost în același loc, n-a venit nimeni și altă dată au venit 700 în același loc. Deci iată care este răspunsul. Femeia s-a retras din proiectul ei și a plecat acasă. O întrebare ca aceasta adresată lui Iisus, cu ce putere face aceste lucruri? Avea menirea să arunce confuzie în popor și sugera poporului că aceste lucrări ale lui Iisus erau făcute cu puterea diavolului. Deși el a apelat la logica lor bolnavă și murdară și a spus, măi fraților, dacă e vorba de scoatere de demon, dacă e vorba de vindecare, dacă e vorba de niște lucrări din astea, cum puteți să le puneți voi pe acestea pe seama Satanei? Ce gândiți voi, mă? Diavolul scoate afară pe diavolul. Ia gândiți-vă puțin. N-au putut să spună cum că diavolul ar scoate afară pe diavolul și n-au putut să spună nici că n-au știut sau n-au fost conștienți când au spus acest lucru. Au spus cu bună știință. Au vrut să arunce confuzie teribilă în popor, să nu mai aibă nimeni încredere în această lucrare. Mântuitorul nu se pierde în fața acestei amenințări, nu este nici surprins, el se așteaptă oricând la așa ceva. Răspunsul îl știm. Vreau să-mi spuneți și voi mie de unde venea botezul lui Ioan. Justificați-mi voi mie de unde vin roadele astea. Și am să vă spun eu ce fel de pom este acesta. Dacă acest atac a eșuat, au schimbat direcția, au schimbat frontul și au atacat pe frontul politic. Merită să plătim impozit, taxe. Răspunsul pe care îl dă Mântuitorul reportează a doua victorie zdrobitoare asupra acestor lucruri. Nu pot să uit cuvintele pe care le-am văzut pe o biserică valdensă, Chiesa, în Italia, cum se zice acolo, acolo scria Lux lucet in tenebris. Lumina luminează în întuneric și Ioan spune întunericul n-a biruit-o.
Chiar dacă ești singur, dacă ești în perfectă minoritate, aduți aminte de cuvintele Martin Luther, care a spus: eu și Dumnezeu formăm majoritatea. De partea cui e Dumnezeu, acela are majoritatea. Nu de partea cui este un număr de oameni înșelați sau un număr de oameni mincinoși. Acesta nu are. De partea cui e Dumnezeu, acolo este majoritatea. Al doilea atac, cel pe tărâm politic, este un eșec răsunător. Acum trupele se retrag și frontul se schimbă. Imediat cheamă pe câmpul de bătaie și sunt chemați saducheii. Imediat cheamă pe ei se urau de moarte între ei. Sunt chemați. Dar dacă pot să se asocieze ca să dărâme lucrarea lui Isus, nu e nicio problemă că ne urâm între noi. După ce îl dărâmăm pe Isus, după aia ne împărțim noi iar. Cum a zis o soră la Sfânta Cină, a luat Sfânta Cină cu o alta, de a făcut lumea să se mire când le-a văzut, adică a făcut Ligianu să se mire când le-a văzut pe amândouă că și-au spălat picioarele. Și cum a terminat Sfânta Cină, una dintre ele a spus: să nu gândești că dacă am luat Sfânta Cină acum problema noastră e rezolvată. Nu. Adică au vrut să fenteze Ligianu, cu alte cuvinte, că n-au discutat acolo cu el. Așa erau fariseii cu saducheii, cu irodienii și cu cărturarii și bătrânii și preoții. Se urau de moarte între ei, dar a reușit Satana să îi concerteze. Vă rog, nu confundați unirea cu asocierea. Nu confundați aceste lucruri. Aceste facțiuni toate s-au asociat ca să lovească în Mântuitorul. Unirea însemnează dragoste, însemnează acest dar care vine de la Dumnezeu. E diferență mare. Știți ce scrie noi despre familii? Deci unii oameni sunt asociați, dar nu uniți. Trăiesc sub același acoperiș, dar aceasta nu înseamnă nimic. Nu. Legați, ca și sclavii cu lanțuri de mâini. Legați, dar nu uniți. Unire este ceva sfânt. În orice caz, se retrag trupele acestea și atunci cheamă pe câmpul de bătaie pe saduchei. Saduchei cine erau? Erau oamenii lui Joel Osteen. Aici erau saduchei. Ăștia sunt saduchei moderni. Nu-i nimic nou sub soare. Ei predică Evanghelia prosperității. Păi nu interesează cine zace, cine e distrus într-un pat, că dacă ascultă o predică de asta, cine e distrus? Oamenii pe care i-am vizitat noi, pe care am pomenit astăzi la ora de rugăciune, dacă ascultă oamenii aceștia o predică din aceasta, prin care li se spune, dacă ești iubit de Dumnezeu, vei fi bogat, vei fi sănătos, vei avea succes în tot ce faci. Acesta e semnul că te iubește Dumnezeu. Despre ceilalți nu se pomenește nimic. Ce vor face milioane de oameni care sunt flămânzi în lume și se uită la această predică? În precis că ei nu sunt în favoarea. Ce vor face martirii care sunt întemnițați astăzi în Iran, în Irak, în diverse țări în lume, condamnați la moarte în Coreea de Nord? Se suferă imens în credința astăzi. Ce să înțeleagă oamenii aceștia din Evanghelia prosperității? Ce să înțeleagă ei din mesajul că dacă ești iubit de Dumnezeu, ai succes, dacă n-ai succes, nu ești iubit de Dumnezeu? Ce să înțeleagă Iisus de pe cruce că e iubit de Dumnezeu? De aceea i-au și spus de jos: dacă te iubește Dumnezeu, ce cauți acolo? Pe cine iubește Dumnezeu? Are bani în cont, e sănătos, îi merg copiii bine, toate merg. Asta este semnul. Tu pe cruce? Cine te iubește pe tine? Și a trebuit ca Iisus, în ciuda evidențelor, în ciuda durerilor fizice și sufletești imense, nemăsurate, a trebuit să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Intră pe front aceștia, saduchei. Și ei atacă pe Iisus teologic. Ei nu cred în înviere. Lasă-mă învierea! Terminați cu prostiile astea. Aici e totul. Aici e rai, aici e iad. Asta înseamnă saducheu. Aici e rai, aici e iad. Îți faci viață bună, nu știu ce, ești în rai, nu îți faci, ești în iad, ai terminat. Ce, învierea morților? Astea sunt prostii. A doua venire, vezi de treaba ta. Astăzi, acum, hai să bem și să mâncăm, că mâine vom muri. Ăștia erau saduchei. Erau foarte prosperi economic. Ei credeau în Evanghelia aceasta a prosperității și ei dețineau funcțiile cheie în templu și în stat. Aveau o influență extraordinară. Intră pe câmpul de bătaie, se apropie de Iisus cu această întrebare de natură teologică. Și îi spun povestea omului care s-a căsătorit
și căruia a murit nevasta și după aceea fratele lui scrie mai departe pe nevasta lui, a luat-o al doilea, a murit și el fără copii, a luat-o al treilea, a murit toți șapte, au murit toți șapte frați care erau acolo, toți au murit, au luat-o pe rând, au trăit, au conviețuit cu ea un timp de și după aceea a murit ultimul dintre ei, femeia a supraviețuit tuturor acestor șapte. Să nu credeți că nu era posibil chiar fizic să se întâmple treaba asta. Cunosc un om care a dus la cimitir vreo câteva femei și ele bine sănătos. Nu știu, dar în mod sigur e o boală transmisibilă pe care o are el în el, dar persoanele acestea au murit toate, trei sau patru, iar el este sănătos, bine sănătos, deci nu are probleme. E posibil ca acesta să fie văzut ca un caz real. Saducheii pornesc de la o experiență de felul acesta. Și ei aplică lucrul acesta, atacă cu o astfel de istorie, atacă învățătura biblică cu privire la învierea morților. Într-adevăr, nu scria în Pentateuc nicăieri, știu eu, dar doar așa să expandăm puțin înțelesul lucrurilor, dar nu prevedea învierea morților, nu prevedea altele, Tora sau legea prevedea niște reguli și așa cum le știm. Și ei spuneau că rămân credincioși literei. Deci, spun ei, logic, dacă șapte au fost căsătoriți cu ea, la înviere, care ziceți voi că o să fie o înviere, mă rog, o să învieze și ăștia șapte, toți șapte, o să învieze și ea săraca, normal. Și va avea loc întâlnirea din pământuri, vorba lui Marin Preda. O să ne întâlnim acolo. Când unul se duce la ea, celălalt vine din partea alta, altul cine știe de unde a înviat, toți șapte se întâlnesc în fața femeii ăștia. Băi frate, tu ce cauți? Păi ce cauți tu? Care treaba? Adică toți șapte o pretind pe ea. Asta spun Saduchei. Ea spune, spune-ne și nouă, domnul învățător, care crezi în învierea morților, a cui va fi această femeie? Ei vor să-l pună în fața unei situații care să-l compromită ca învățător religios. N-ați văzut ce a predicat? N-ați văzut ce a spus în cutare ocazie? În cutare ocazie. Uitați-vă aici, fraților. Vreau să vă spun că inamicul Evangheliei ascultă predicile cu mult mai multă atenție decât le ascultă amicul Evangheliei. Fiți conștienți de acest lucru. Dacă am depune interesul în ascultarea cuvântului pe care îl depun cei care urăsc cuvântul lui Dumnezeu și care vânează astfel de lucruri, am fi reținut mult mai mult până astăzi dacă am depune acest interes. Două lucruri aș vrea să consemnăm aici. În primul rând, saducheii se închinau la propria lor minte. Ei puneau mintea lor, felul cum înțelegeau ei Scriptura, o puneau deasupra revelației. Ei puneau înțelegerea lor proprie pe care o aveau deasupra oricăror evidențe pe care le-a adus Iisus, inclusiv învierea din morți a lui Lazar și așa mai departe. Nimic nu i-a mișcat pe oamenii aceștia. Ia seama să nu ajungi victima propriei tale minți. Readuc un exemplu aici care este așa de bine cunoscut. Acest homar, să zicem în românește, care e un fel de rac uriaș, își schimbă, trește pe fundul oceanului. La an, în fiecare an, își schimbă carapacea. Și ca să schimbe carapacea, el trebuie să iasă din vechea carapace, rămâne pe urmă carapacea aceasta veche, iese din ea, are corpul extrem de vulnerabil, atunci e o pieliță pe el, dar în timp se transformă, atunci îl și caută prădătorii să-l salute, pentru că este foarte vulnerabil. Și el știe că va fi vulnerabil când iese din carapacea aceasta, dar el nu are decât o oră sau câteva ore ca să facă gestul ăsta. Dacă nu iese din carapace atunci, în momentul acela, carapacea o să-i devină coșciug. Niciodată. Corpul îi va crește, dar nu mai poate într-o carapace ca aceasta și se asfixiază. În carapacea limitată. Îi trebuie o alta mult mai mare, dar n-a ieșit din cea veche. Nu se poate. Chiar dacă s-ar îmbrăca cu una nouă peste cea veche, iară nu merge. Este literalmente condamnat la sufocare. Și propria carapace, adică gândirea, îi devine coșciug și apoi îi devine mormânt. Aviz amatorilor. Biserica Adventistă nu este o biserică a celor morți. Noi nu avem doctrine moarte. Biserica creștină nu a fost niciodată fundată pe înțelegerea la un moment dat, din partea cuiva, a adevărului. Felicitări, le urez de bine de departe, dar astăzi
Sunt în acest an, în acest loc, am la dispoziție aceste lucruri ca să cercetez cuvântul lui Dumnezeu. A pretinde că rămân credincios unor forme însemnează a mă închina literalmente la înțelegerea la un moment dat a unui om. El a dat toată lumina care a avut-o. Dar asta nu însemnează că aceasta era toată lumina. Nu. A dat maxim, care, cum spune în Biblie, cum credeau ei că este bine. Eu trebuie să iau de la părinții mei, de la părinții bisericești, trebuie să iau lumina aceasta care mi-au dat-o ei. Și cum am vorbit cu frații la peretul, pentru că ei toți sunt în domeniul cartofilor. Zic, dacă părintele tău îți dă o găleată de cartofi, nu te apuca, băiete, să-i prăjești. Dacă îi prăjești, fii sănătos, hai să mănânci 3 zile. Mai mult nu-ți ajunge o găleată de cartofi de 3 zile. Te sfătuiesc să iei găleata și să-i pui în grădină, în cuiburi. Și ai să iei o căruță de cartofi dacă îi pui acolo. Dar dacă nu, prăjește și fii sănătos. Ai rămas cu o prăjeală de cartofi. Asta e tot. Ei au înțeles mai bine ca voi, exemplu, și ca noi toți. Învățătura creștină nu ne-a fost dată nouă să o prăjim și să o mâncăm. Nu. Ne-a fost dată să o creștem, să o mulțim. Talanții ne-au fost dați, scrie în Biblie acolo, ca să-i punem la schimbător, nu să ne ducem să-i îngropăm în pământ. Uite ce credincios am păzit unde m-a pus Domnul. Să vezi ce înseamnă acest lucru. Rob viclean și leneș, ai crezut că merge cu explicații din acestea, că ție ți-a fost teamă să nu cumva să împietezi asupra adevărului, ai rămas credincios. Nu, erai dator să iei talentul acesta și să-l pui la schimbător, să-l multiplici, să lucrezi cu el și când vine stăpânul tău să-i dai rodul și produsul acestui lucru. Saduceii se închină la înțelegerea lor. Am menționat în ora precedentă că Biblia arată principiul acesta. Un om devine asemenea lucrului la care se închină. Idolii muți, făcuți de mâini omenești, la care se închină oamenii, zice ca ei, ca idoli ăștia muți, așa sunt cei ce se închină la ei. Dacă un om are pe umer un dovleac sau un altceva și se închină la acesta, nu poate să devină altceva decât un alt dovleac. Asta e tot. Acesta este principiul Bibliei. Dacă cineva pune mintea lui mai presus de revelația lui Dumnezeu și dă explicații cum că să vezi ce și cum, omul acela se așează în papucii diavolului în Eden, care a spus ce a zis Dumnezeu. Păi a spus să nu ne atingeți, să vă spun eu cum se înțelege treaba asta. Na. Stați. Și atunci a luat textul lui Dumnezeu și l-a arătat cum îl înțelege diavolul. Și părinții noștri l-au crezut. Adică noi, care suntem aici, în părinții noștri, noi l-am crezut. Așa mai credem și astăzi ceea ce el ne învață. Numai că Mântuitorul a folosit această foarte dură expresie. El a spus acestor oameni care erau acolo și care îl atacau cu aceste forme de ispită. Iată ce scrie în Marcu, la capitolul 10, 12, dar o să mergem și în Luca imediat în locul acesta. Drept răspuns, Iisus le-a zis în versetul 24. Oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți? Ce înseamnă nu pricepi? Nu înțelegi, omule! Ce dacă știi ce scrie în Biblie? Asta înseamnă că înțelegi ce scrie în Biblie? Nu, decât știi! Păi asta știe și papagalul. El a văzut când a plecat în fața la cușca lui, el a zis, come over here! Vino înapoi, m-a strigat. Papagalul, dacă îl întreb și îl pun să fac analiza gramaticală, să-mi spună ce înseamnă treaba aceasta, come over here, papagalul nu mai știe altceva. El repetă aceeași poveste. Asta înseamnă papagal. Este clar, noi nu suntem papagali. Biserica lui Dumnezeu nu este formată din papagali, care repetă niște... Nu vă rătăciți voi pentru că nu pricepeți scripturile. Scrie mai departe Biblia, nici puterea lui Dumnezeu. Nu luați în considerație lucrul acesta. Nu vă rătăciți voi din cauza aceasta. În primul rând, le spune Mântuitorul, vedeți că lucrați cu date false. Numărul 1, despre ce măritișuri vorbiți pe noul pământ? La înviere. Cine v-a dat vouă dreptul să spuneți că se mărită oamenii cum se mărită aici sau se însoară? Dacă rezolvi o problemă cu datele, cu date de felul acesta și vrei să ajungi la rezultatul care ți l-a dat Dumnezeu, așteaptă, frățioare. Cine ți-a dat ție? Deci încercau să rezolve o problemă pe o temelie falsă, pe o premiză falsă. Sunt oameni care cărora atât de mult le place minciuna,
Atât de mult le place falsul, încât chiar dacă vii cu evidența clară, uite, frățioare, cum stă, care e numărul adevărat, nu, el rămâne în continuare la ce a hotărât el. Este vorba americanului hopeless. N-ai ce să faci pentru un om care refuză evidența. Nu vezi că nu este așa, nu vezi că numerele cu care vrei să rezolvi sunt false, nu sunt cele adevărate. Nu, el vrea să rezolve cu acestea. Pentru că vrea să obține un anume rezultat. Are o agendă. Pe el nu-l interesează care e rezultatul problemei. El vrea un anume rezultat care l-are el în minte. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Iisus spune, lucrați, încercați să rezolvați o problemă cu date false. Numărul 1, oamenii nu se vor mărita ca aici. Cu alte cuvinte, felul cum ați înțeles voi pilda asta cu 7 bărbați care au fost căsătoriți cu aceeași femeie, se dărâmă din start, pentru că premiza pe care ați construit-o voi a fost căsătoria de pe nouă pământ. Îmi pare rău, acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Lucrați cu date false. 2. Nu înțelegeți puterea lui Dumnezeu. Credeți că ceea ce nu puteți să faceți voi, semnează că nici Dumnezeu nu poate să facă. Aceste două mari, mari probleme erau acolo. Iubiții mei, suntem confruntați cu diverse feluri de probleme în viață. Primul lucru este să întrebăm pe Dumnezeu, așa cum a întrebat David, Doamne, ia vezi tu datele acestea, ale probleme pe care vreau eu să o rezolv, sunt cele de la Dumnezeu sau de la Satana? Adică adevărate sau false? Dumnezeu este milostiv, ne va ajuta să cunoaștem adevărul. Dacă cineva, în mod sincer, vrea să cunoască datele problemei, Dumnezeu le va da. Dacă cineva vrea să rămână în minciună mai departe, de asemenea îl va lăsa acolo. Chiar îl va ocroti, lăsați-l pe omul acesta. Efraim s-a lipit de idoli, scrie acolo. Lăsați-l, lăsați-l în pace. Omul ăsta nu vrea să audă cum stau lucrurile. El nu vrea să audă ce zice Dumnezeu, care sunt adevăratele datele. Are el propria lui creație în fața căreia se închină. Așa vreau să aduc ei. Mântuitorul le spune, nu vă rătăciți voi din cauza aceasta. Pentru că ați făcut din mintea voastră un Dumnezeu. Pentru că refuzați lumina adevărată. În ce privește învierea morților, în care ei nu credeau? N-ați citit în cartea lui Moise, în locul în care vorbește despre rug, ce a spus Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Când s-a recomandat Dumnezeu, așa s-a recomandat. I-au zis ce, cum îmi place o expresie aici în Luca, este o expresie fantastică. Dar nu o să avem timp astăzi să dezbatem. Aduceți-mi aminte să ne ocupăm de treaba aceasta, că noi trebuie să lucrăm asupra unui lucru serios. Noi trebuie să dezvoltăm, noi trebuie să semănăm în ogorul Evangheliei ce am primit de la părinți, nu trebuie să prăjim în tigaie. Este diferență de la cer la pământ. Aici, după ce Mântuitorul spune că morți înviază, în Luca 20:37, a arătat însuși Moise în locul unde este vorba despre rug. Adică, deși nu scrie acolo de învierea morților, dar Iisus spune, ar trebui să citiți învierea morților printre rânduri. Chiar dacă Moise n-a folosit cuvântul acesta. Și spune mai departe, când numește pe Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Auziți afirmația Mântuitorului. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unde a intervenit confuzia noastră de tip jehovist? Jehoviștii vorbesc despre anihilarea totală a ființei umane. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Spiritiștii vorbesc despre supraviețuirea sufletului, nu știu cum. Nu e adevărat nici acest lucru. Complet fals. Care este adevărul? Adevărul e cel pe care l-a spus Iisus. Un mort este una pentru mine și este alta pentru Dumnezeu. Acesta e adevărul. Pentru mine, cei morți nu știu nimic și dragostea lor și ura lor a și pierit. Pentru Dumnezeu, toți sunt vii. El cheamă pe unul care nu există ca și când? Vino coace, la ordin. Lazare, vino afară. A ieșit mortul rapid legat. Ca și când era cu alea în formație. Voi nu vă rătăciți din două motive. Pentru că vă rezemați pe înțelegerea voastră cu privire la Biblie și pentru că nu țineți cont de puterea lui Dumnezeu. Pe aceste două motive. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, pentru că pentru El toți sunt vii. Când a dat un așa răspuns, a câștigat un cărturar la credință Iisus.
Unii din, mai mulți. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: învățătorule, bine ai zis. Le-a mers la suflet. S-au identificat, au simțit că le vibrează sufletul. Am stat la masă cu o domniță care a trecut printr-o tragedie inimaginabilă și a pierdut soț. Și următorii ani, 6 ani sunt de atunci, a trăit într-o continuă înmormântare, o suferință fără margini. Așteaptă să intre într-o cameră, să închidă ușa, să se poate jeli până obosește. Nu mai poate. Simte lipsa la orice pas. Se lovește de lucruri la orice pas. N-are pe cine să întrebe, n-are cine să ajute. Un om căruia i-a murit ce a avut mai scump pe lume, 2 oameni care într-adevăr s-au iubit. Când unul dintre ei nu mai este, celălalt nu mai e om, este desfigurat, este ceva diferit. Mama îmi spunea, zice, este ca o casă fără acoperiș. Nu, n-am unde să mă ascund. Vreau să mă ascund undeva, dar n-am unde. Aceasta însemnează lucrul acesta. Dar am stat acolo împreună de vorbă și am căutat să privim în lumina aceasta. Și am zis, ceea ce e mort și lipsă pentru mine, pentru el, e prezent, toți sunt vii. Dacă ar fi să păstrez eu ce am, sau dacă ar fi să încredințez lui Dumnezeu să-mi păstreze ce am, l-aș alege pe Dumnezeu să păstreze, că el păstrează mai bine. El știe ce să facă. Când am mers la biserică, au cunoscut oamenii imediat. Au zis, ce s-a întâmplat cu tine? Ai altă față. Și mi-a spus să mă ierte frații. Deci aproape că am blocat toată școala de sabat. Toată ziua am vorbit numai eu, cât am fost acolo în studiul acesta. De aceea cărturarii aceștia au simțit identificarea lor cu ceea ce a învățat Iisus. A zis, așa ceva, simt că e parte din viața mea. Ei au zis, învățătorule, bine ai zis. Dar în Evanghelia după Marcu, la capitolul 12, în capitolul acesta, Mântuitorul încheie cu privire la cei care îl atacau și care puneau înțelegerea lor mai presus de revelația lui Dumnezeu. Le spune acestora, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Și încheie spunând, tare vă mai rătăciți. A început să răspundă spunându-le, vă rătăciți din 2 motive. Că puneți înțelegerea voastră deasupra și că nu țineți cont de puterea lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu e ca voi. Ceea ce nu poți tu face, nici el nu face, ceea ce poți tu, poate și Dumnezeu. Aici este marea voastră problemă, spune Iisus. 2 grave probleme, din cauza asta vă rătăciți. Și încheie spunând, tare vă mai rătăciți. Dar vreau să rămân pe această notă și să-i spun Mântuitorului cuvintele pe care le-a spus oamenii aceștia lui, oamenii aceștia numiți cărturare. Nu toți. Unii dintre ei, nu toți, unii din cărturare au luat cuvintele și cuvântul și au zis, învățătorule, bine ai zis. Așa să spunem și noi Domnului Iisus. Amin. Vă invit la rugăciune. Ne apropiem și noi de tine, Doamne, cu cuvintele acestor cărturari câștigați la credință prin înțelepciunea și dragostea cu care ai vorbit. Ne alăturăm acestui grup de oameni și îți spunem și noi astăzi din locul acesta, bine ai vorbit, Doamne! Tu ne-ai eliberat din sclavia propriei noastre minți, a propriei noastre înțelegeri și ai făcut ca să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus. Tu ne-ai eliberat, Doamne, din sclavia tradițiilor și din spaima morții și ai făcut, Doamne, Dumnezeul nostru, să putem să ne bucurăm de libertatea sfinților în lumină. Doamne Iisuse, îți datorăm viața și frumusețea ei, îți datorăm speranța noastră, îți datorăm mintea și sufletul cu care ne-ai împodobit ca să putem să te înțelegem și să te urmăm. Dincolo de orice, Doamne, îți mulțumim de florile speranței care au crescut în sufletul nostru. Apleacă-te și culegere, Doamne Iisuse, pentru că Scriptura spune că te vei bucura când vei vedea rodul muncii sufletului tău. Aceștia care suntem aici și mulți alții. Suntem rodul muncii sufletului tău. Tată, îți mulțumim din adâncul sufletului că ne-ai chemat din întuneric la lumina ta minunată. Și îți mulțumim pentru planul lui Dumnezeu care este în plină desfășurare cu viața noastră, a familiilor noastre,
a poporului tău în lume. Ne închinăm înaintea ta în adâncă bucurie și recunoștință, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.